În ediția de azi a emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm știri și informații din cel mai fierbinte punct de pe glob, Orientul Mijlociu și în special statul Israel. De ce insistăm asupra ceea ce se întâmplă în aceste locuri? Pentru că evenimentele de acolo au o strânsă legătură cu planul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta și cu a doua revenire a Domnului Iisus Hristos pe care noi îl așteptăm. În Romani, capitolul 11, versetele 25 la 29, găsim scrise următoarele cuvinte. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți, din pricina părinților lor, căci lui Dumnezeu nu îi pare rău de darurile și de chemarea făcută. Credem, pe baza acestui cuvânt și a altora de felul acesta din Scripturi, că Dumnezeu veghează asupra poporului evreu și îl protejează, alegerea fiind făcută cu mult timp în urmă. Acum ei sunt vrăjmașii Evangheliei spre binele nostru, pentru că astfel noi, celelalte națiuni, am primit vestea bună și mântuirea. Dar Biblia ne spune că totuși sunt iubiți de Dumnezeu și la un moment în istorie, atunci când îl vor recunoaște pe Domnul Iisus, tot Israelul va fi mântuit. A urmărit ce se întâmplă în acest loc și a verificat totul prin lumina Sfintelor Scripturi este, în final, o datorie a noastră, a celor ce privim spre cer așteptându-L pe Domnul Iisus. Astăzi folosim materiale preluate din revista Știri din Israel. Ehud Olmert este noul prim-ministru al Israelului. S-a născut în anul 1945 în orășelul Beniamina și de 40 de ani este implicat în viața politică israeliană. Foarte probabil, el va continua demersurile pentru obținerea păcii cu palestinienii, demersuri începute de Itzhak Rabin. Ehud Olmert și-a făcut debutul în politică în anul 1966, debut în urma căruia a atras imediat atenția israelienilor asupra sa. Atunci el l-a atacat public pe politicianul opoziției Menachem Begin, care dorea să candideze din nou pentru funcția de prim-ministru, cu toate că avusese parte de mai multe înfrângeri. Olmert a cerut atunci retragerea lui Begin de la conducerea partidului Kerut, cerere extrem de riscantă, deoarece pe atunci Begin se număra, în ciuda eșecului lui politic, printre cei mai renumiți politicieni, el influențând istoria țării încă înainte de întemeierea statului. După incident, Ehud Olmert s-a retras din partidul Kerut și a trecut de partea lui Ariel Sharon la scurt timp după înființarea partidului Likud. El a rămas de partea lui Sharon și când acesta a ieșit din Likud și a întemeiat noul partid, Kadima. Ehud Olmert a crescut în cartierul Naklahat Yabotinsky din Beniamina. Toate cele 28 de familii care trăiesc acolo fac parte din mișcarea de dreapta Beitar și au poziții cheie în partidul Kerut al lui Begin. Tatălui Olmert a fost și el membru al Knesetului, dar în anul 1965 s-a retras din politică. Cele 28 de familii din Beniamina, familii unicat în felul lor, au fost acolo în anii dinainte și de după întemeierea statului, acest orășel fiind considerat un fel de fortăreață a Partidului Muncii. Pentru a înțelege importanța unei asemenea poziții, trebuie să știm că în acea perioadă, viața publică și privată a tuturor israelienilor era marcată decisiv de partidul de guvernământ de stânga, aflat sub conducerea lui David Ben-Gurion. Astfel, aceste familii și copiii lor trăiau într-un fel de enclavă și erau considerați drept persoane izolate. În special, copiii doreau să compenseze izolarea prin realizări deosebite. Ehud Olmert s-a decis foarte de timpuriu pentru o carieră politică. A fost ales pentru prima dată în Knesset în anul 1974, la vârsta de 29 de ani, ca reprezentant al unui mic partid care fusese înființat de foști membri ai Likudului. În acea perioadă, alături de Yossi Sarid, Olmert s-a numărat printre cei mai tineri membri ai Parlamentului israelian. Ei s-au evidențiat prin corectitudine, implicare și devotament, dar și prin faptul că nimic nu-i oprea în a spune ce gândeau.
Olmert și Sarit, care reprezentau partide opuse, s-au decis atunci ca împreună să scoată la lumină intrigile din fotbalul israelian. În acei ani au fost eroii favoriți ai articolelor apărute în mass media, care nu s-a sfiat să le elogieze meritele. Mai târziu, în cariera lui parlamentară, Olmert s-a implicat și în dezvăluirea crimei organizate și a corupției din politică. Datorită devotamentului său total, a primit chiar și amenințări cu moartea. În această perioadă s-a oferit voluntar pentru un curs de ofițer din cadrul armatei israeliene. În primii ani din Knesset, Ehud Olmert a lucrat ca avocat. A avut mult succes și a ajuns să facă o avere considerabilă. Pare să fie o ironie a destinului că de pe soclul acestei poziții a ajuns să fie acuzat de corupție. Cu toate acestea, de-a lungul deceniilor, nici una din constatările polițiștilor nu au confirmat acuzațiile care i s-au adus. Între anii 1988 și 1990, Olmert a lucrat ca ministru fără resort. Atunci și-a dobândit renumele de bun orator care știe să păstreze tăcerea, dar nu-și ratează niciodată ținta. În plus, s-a dovedit că își exprimă în continuare opinia liber și independent, chiar și atunci când lucrul acesta nu plăcea altora și nu impresiona mass media. El nu s-a întors după cum bate vântul și nici nu a vrut să le dea tuturor dreptate sau să cumpere votul alegătorilor. În anul 1993, Ehud Olmert a intrat în cursa alegerilor pentru primăria Ierusalimului, candidând cu succes împotriva lui Teddy Kollek și câștigând alegerile. El a realizat multe pentru infrastructura orașului, însă a fost atacat în mod continuu că a făcut risipă și că politica lui i-a favorizat doar pe locuitorii ultraortodoxi. În anul 2003, Ariel Sharon l-a chemat înapoi în partid și a propus o poziție bună în guvern, dar, din considerente tactice, nu l-a numit pe Olmert ca ministru al finanțelor. Drept compensație i-a oferit funcția de viceprim-ministru, poziție care, în momentul agravării stării de sănătate a lui Ariel Sharon, l-a propulsat pe Ehud Olmert, încă înainte de alegeri, în funcția de prim-ministru al Israelului. Prima problemă cu care trebuie să se confrunte noul prim-ministru al statului Israel este autoritatea palestiniană, aflată sub conducerea Hamasului radical islamic. Ehud Olmert a fost nevoit să se preocupe de rezolvarea acestei probleme chiar înainte de alegeri, când a deținut interimatul în funcția de premier. El a trebuit să decide dacă Israelul va anula alocarea sumei de 250 de milioane de dolari, sumă pe care țara o oferă palestinienilor din plata taxelor și avămilor. Mai multe țări, în principal din Uniunea Europeană, au exercitat presiuni uriașe asupra Israelului ca această sumă de bani să fie vărsată cât mai rapid în conturile autorității palestiniene. Pentru Uniunea Europeană și Statele Unite era extrem de important ca această sumă să fie transferată înainte ca Hamas să formeze un guvern. Astfel s-a putut afirma că suma nu a fost dată mișcării Hamas, evitându-se în acest fel un colaps financiar al autorității palestiniene. Dreapta israeliană a protestat vehement împotriva acordării unei asemenea sume și a exploatat acest subiect în timpul campaniei electorale. Olmert s-a aflat între două extreme, dar în final s-a decis să acorde banii autorității palestiniene. A comunicat însă clar faptul că a fost de acord cu luarea unei asemenea decizii doar pentru că Hamas nu formase încă un guvern în momentul respectiv, iar suma de 250 de milioane de dolari nu a fost virată unei organizații teroriste. Totuși, se pare că hotărârea sa a costat partidul Kadima cel puțin unul sau două mandate în Knesset. Pentru a preveni eventualele daune politice și pentru a garanta siguranța statului evreu, Ehud Olmert a desemnat autorități competente care să gândească adoptarea unei serii de măsuri care să scoată viitorul guvern Hamas din situația de offside politic. Planul său a fost prezentat Knessetului încă înainte de alegeri. În mod clar, dintre liniile directive cele mai importante, face parte amendamentul potrivit căruia punctele de contact dintre statul Israel și regiunile autonome palestiniene ar trebui să fie cât mai restrânse. S-au făcut propuneri concrete care vizează domeniul politic și cel economic, dar și cel pentru educație și formare sau pentru infrastructură. În aceste domenii, în viitor, autoritatea palestiniană nu va mai putea apela la Israel, ci va trebui să se descurce singură.
După alegeri, noul prim-ministru al Israelului va trebui să se ocupe cu implementarea cât mai rapidă a acestor măsuri. Se ridică însă întrebarea, ce preț va trebui oare să plătească Israelul pe scena politică internațională, deoarece este de așteptat ca nici Statele Unite ale Americii și nici Uniunea Europeană să nu susțină aplicarea tuturor măsurilor planificate de statul evreu. Nu cu mult timp în urmă, serviciile de informații și de securitate israeliene dădeau asigurări că situația strategică a țării este relativ bună. Această opinie era justificată prin căderea regimului dictatorial al lui Saddam Hussein din Irak, dar și prin acțiunile forțelor combatante americane din Afganistan împotriva Al-Qaeda. De asemenea, scăderea popularității președintelui sirian Bashar al-Assad, retragerea trupelor siriene din Liban și moartea șefului Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, au jucat un rol important. Toate aceste circumstanțe conduceau în mod firesc la concluzia că situația strategică a Israelului s-ar fi îmbunătățit în mod simțitor. Se pare însă că realitatea este alta. Astăzi, experții israelieni în securitate și cei militari vorbesc despre o amenințare la adresa existenței statului, amenințare datorată unei noi axe a răului în Orientul apropiat, axă din care fac parte Iranul, miliția libaneză Hezbollah, Siria, organizația teroristă Al-Qaeda și mișcarea Hamas ca partid de guvernământ recent ales în urma alegerilor parlamentare desfășurate în Autoritatea Palestiniană. Această axă are la bază o ideologie radical-islamică, ideologie care o face extrem de periculoasă. În plus, ea unește organizațiile teroriste care, în ura lor împotriva statului Israel, ar vrea cu orice preț să-l vadă distrus. Din cauza puternicelor diferențe religioase, partenerii alianței nu sunt neapărat prieteni unii cu alții, dar ura împotriva Israelului îi ține uniți. În timp ce musulmanii suniți și șiiți duc lupte sângeroase în Irak, când este vorba despre respingerea statului Israel, se unesc, dușmănia dintre ei trecând pe plan secundar. Pe acest fundal, Iranul șiit cooperează cu Hamasul sunit, ambii fiind curtați de actualul regim sirian, care pe de altă parte îi asuprește pe suniții din propria țară. Fără îndoială, această alianță reprezintă o reală amenințare pentru Israel. Până acum s-a crezut că existența statului evreu este amenințată doar de către țările arabe, care nu fac parte dintre vecinii Israelului. În teritoriile palestiniene autonome, prin câștigarea alegerilor parlamentare de către mișcarea Hamas, această amenințare a dobândit însă un caracter exploziv. Iranul este cel mai îndârjit și mai periculos inamic cu care statul Israel s-a confruntat în istoria existenței lui de aproape 60 de ani. Odată cu trecerea timpului, cabinetul iranian radical-islamic al președintelui Mahmoud Ahmadinejad devine tot mai stabil. În Israel este suficient să citești titlurile de pe prima pagină a ziarelor pentru a înțelege ce amenințare reprezintă Iranul pentru statul evreu. La ora actuală, Iranul se numără printre marile puteri armate din Orientul apropiat. Iranul este conștient de această poziție și de aceea nu se lasă intimidat. Acest adevăr este evidențiat și de programul de cercetare nucleară în vederea obținerii armamentului atomic. În ciuda amenințărilor internaționale și a măsurilor luate de Organizația Națiunilor Unite, Iranul vrea să-și finalizeze planurile. Este evident că țara a făcut progrese enorme în această direcție. Mulți experți sunt de părere că dacă comunitatea internațională a statelor nu intervine, nu va mai dura mult timp până când Iranul va ajunge să dețină arma atomică, devenind astfel o amenințare certă pentru întreaga lume. Toate eforturile de până acum de stopare a cercetărilor s-au soldat cu eșecuri lamentabile, așa că au mai rămas doar două alternative. Fie bombardarea Iranului și distrugerea bazelor de cercetare atomică, fie acceptarea ideii că acest stat va intra în curând în rândul puterilor atomice. Ambele opțiuni sunt grave, în primul rând din perspectivă evrească. Israelul nu poate distruge de unul singur bazele iraniene de cercetare atomică, deoarece au fost amplasate în diferite zone ale Iranului și sunt păzite extrem de bine. Statele Unite ale Americii ar fi capabile să o facă, dar Iranul a avertizat deja că în acest caz va reacționa printr-un atac masiv asupra Israelului. Conform doctorului Hassan Abbasi, ofițer de rang înalt al Serviciului de Informații al Gărzii Revoluționare Iraniene,
Pe lista de eliminare a Iranului se află reactorul nuclear din Dimona, fabricile de muniție din Haifa, dar și baza de rachete Zakariyah, situată în munții Ierusalimului. În afară de aceasta, Iranul face manevre pentru a ține sub presiune Israelul prin miliția libaneză Hezbollah. Cu susținerea iranienilor, aceasta și-a achiziționat un arsenal impunător de rachete, printre care 12.000 de rachete Katyusha, care au o rază de acțiune relativ mare și care pot lovi, nu doar în nordul Israelului, ținte importante din punct de vedere strategic. Dar aceasta nu este totul. De ceva vreme, Iranul recrutează atentatori sinucigași care sunt gata să comite atentate asupra unor ținte israeliene și americane. În urmă cu doar câteva săptămâni, la Universitatea Hajah Nasir din Teheran, s-a organizat primul seminar pentru atentatori sinucigași cu subiectul Tactica atentatelor sinucigașe. La încheierea acestui seminar s-a făcut public în mod oficial faptul că 50 de studenți s-au înregistrat deja ca potențiali atentatori sinucigași. Agenția iraniană de știri care a transmis informația l-a citat pe unul dintre studenți care a spus: "Pentru mine este o onoare să mor în Palestina, în numele lui Allah, împreună cu frații mei." În plus, Teheranul s-a autoproclamat drept centrul internațional împotriva sionismului. Cu puțin timp în urmă, în capitala Iranului, a avut loc un congres internațional împotriva sionismului, organizat sub lozinca "Distrugeți statul evreu". În cadrul altor mari festivități au fost prezentate caricaturi antisemite ca răspuns la caricaturile antimusulmane care circulă de săptămâni în întreaga lume. În urma retragerii forțelor militare israeliene din fâșia Gaza, bisericile creștine palestiniene au de suferit sub noua guvernare Hamas. Astfel, în fâșia Gaza, palestinienii înarmați au amenințat că vor arunca în aer clădirea în care se află tipografia Societății Biblice Palestiniene și au stabilit un ultimatum pentru ca această instituție să-și suspende activitățile în autoritatea palestiniană. Cu puțin timp înainte de expirarea ultimatului, la intrarea în tipografie a avut loc o explozie. În manifestele tipărite de palestinieni, Societatea Biblică este acuzată de răspândirea unor învățături anti-islamice și este desemnată ca fiind o instituție evanghelistică a cruciaților, susținută de vestul păgân. Nu se știe încă cine se află în spatele amenințărilor. Colaboratorii Societății Biblice Palestiniene au informat forțele de securitate palestiniene și biroul președintelui Mahmoud Abbas despre amenințările primite, mai mulți dintre lucrători intrând în panică. Proprietarul clădirii a cerut chiar închiderea temporară a biroului Societății Biblice și a librăriei creștine. Au existat deja mai multe atacuri asupra unor instituții creștine din zonele palestiniene. Astfel, în noiembrie 2005, centrul Societății Biblice Living Stones, pietre vii, din Bir Zeit, din Ramallah, a fost incendiat. Cercurile evanghelicilor palestinieni își pun chiar problema existențelor viitoare. Câștigarea alegerilor de către mișcarea Hamas a fost primită cu multă îngrijorare de creștinii palestinieni, cu toate că în localitatea Bet Sahur de lângă Betleem, ai cărei locuitori toți sunt creștini, 700 de voturi au fost pentru Hamas.